Bună seara și bun găsit la campus.pi. Revine deputatul Gabriela Vrămescu, este președinte al PNL Buzău. Bine ați revenit, domnul deputat. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. O perioadă foarte agitată am văzut, cel puțin din postările pe care le-ați avut în ultima perioadă. Da, este o perioadă extrem de intensă. Până la urmă e firesc că a reînceput sesiunea parlamentară de o lună de zile. Și suntem implicați, avem proiecte legislative, inițiative, vrem să ducem la capăt săptămâna următoare, sper să treacă de comisii proiectul pe care îl avem, acela cu arderile de miriști de vegetație, pentru că, din păcate, sunt unii care n-au înțeles nimic din ce s-a întâmplat anul trecut și în anii anteriori. Și din nou au reapărut acele incendii de vegetație la Scorțoasa, ați văzut recent. Da, deja am avut un episod vinerea trecută cu mai multe incendii. Și încercăm să îl scoatem cât se poate de repede de la comisie. Astăzi a fost la raport la Comisia de Mediu, mai are un raport la Comisia Juridică și la Agricultură și după aia trebuie să intre la plen. Dacă tot ați precizat de acesta, reamintiți ce doriți prin acest proiect deci, de lege? Deci prin acest proiect de lege nu ne dorim altceva decât să înăsprim sancțiunile împotriva celor care folosesc aceste arderi ilegale de miriști, tufărișuri și pentru curățarea pășunilor sau pajiștilor și de asemenea să fie catalogată doar infracțiune și nu contravenție această ardere necontrolată a miriștilor care pune în pericol patrimoniul sau viața oamenilor. Pe lângă mobilizarea pompierilor și cheltuielile... Dacă vă aduceți aminte, anul trecut a fost nevoie de intervenția avioanelor la Pietroasele pe dealul Istrița pentru a stinge acele incendii de vegetație care scăpa, acele incendii până la urmă de vegetație, dar fuseseră puse de către câțiva inconștienți care au încercat să-și curețe pășune. Pe de altă parte, există și acea sancțiune din partea APIA, respectarea bunelor condiții de agromediu, care interzice acest mod de a curăța suprafețele. Este un mod, până la urmă, arhaic. Trebuie să înțelegem că nu întotdeauna tot ce eram obișnuit să facem sau a fost bun pentru sol și drept dovadă s-a întâmplat ca anul trecut să fie nevoie de intervenție, de o mobilizare masivă a forțelor pentru a stinge aceste incendii. Bun, câți pași mai sunt? Aici mai avem. Mai avem săptămâna viitoare raport la juridică și la Comisia Juridică și la Comisia de Agricultură. A trecut de cameră? A trecut de Senat. A trecut de Senat și a luat avize Camera Deputaților. Și-a luat avizele, acum este la raport, azi a fost la mediu, urmează să fie și la juridică și la agricultură. Am văzut că ați creat foarte multă vâlvă în presa națională cu propunerea dumneavoastră în legătură cu faptul că cetățeanul ar trebui să aștepte foarte mult la un call center. Prin acel proiect, practic e un proiect al respectului pentru consumatori, pentru cetățeni, pentru beneficiarii de servicii. Nu îmi doresc eliminarea completă a acestei linii digitale, ci doar o reducere a timpurilor de așteptare. E o ordonanță de urgență care reglementa acest tip de interacțiune, dar să putem să facem o lege nouă pe care să o construim cap-coadă, e nevoie și de consultarea ANPC-ului. Noi vom demara în perioada următoare consultări cu ANPC-ul, inclusiv cu furnizorii de telefonie mobilă, de servicii bancare, de servicii electrice și de gaze naturale, pentru că aici există deja un prim pas pe zona de energie electrică și gaze naturale, un ordin al ANRE-ului din 2021, care prevede că timpul maxim de răspuns este de 8 minute. Trebuie să vedem exact și cum a fost calculat acest indicator de calitate, pentru că e un indicator de calitate al serviciilor, și atunci trebuie să ne raportăm la fiecare tip de serviciu care este timpul de așteptare și cum va fi monitorizat el. Ori, tocmai asta ne dorim, să fie o lege clară, o lege pe înțelesul tuturor și o lege care să poată să fie aplicată, nu doar o lege, ok, stabilim un timp maxim și după aia vedem tot consumatorul să fie cel care să demonstreze cât a stat și de ce a stat foarte mult la telefon. E un proiect, e o lege care a fost adoptată anul trecut în Spania și de acolo m-am inspirat atunci când am vorbit despre proiectul respectiv. În acea lege este prevăzut un timp maxim de 3 minute și mai e prevăzut un lucru. Sunt exceptate de la această lege întreprinderile mici și mijlocii.
Practic, ea se aplică doar contribuabililor mari, doar companiilor mari. Sunt, de fapt, acelea care au aceste call center-uri de capacitate foarte mare. Deci să nu aștepți mai mult de 3 minute. Dacă așa e momentul acesta în dacă Spania. Dacă se întâmplă contrariul, ce... Să fie preluat de către un operator uman. Da, corect. Bun. Pentru că, până la urmă, e vorba de respectarea unor cerințe minime de calitate. În caz contrar, compania va fi amendată? În ordinul ANRE-ului despre care v-am spus, există o prevedere că fiecare minut va costa o anumită sumă. Este 0,20 de lei pe minut de așteptare, așa cum e prevăzut în momentul ăsta în ANRE. Poate că nu e îndestulător sau poate că este îndestulător. Toate astea trebuie stabilite în urma unor dezbateri. Pentru că am văzut de multe ori că au venit tot felul de inițiative de genul ăsta fără să existe o consultare în piață și de cele mai multe ori nu și-au găsit aplicabilitate. Ori noi tocmai asta ne dorim acum, să facem consultarea asta. Am vorbit și cu președintele Comisiei de IT din Camera Deputaților, colegul nostru Sabin Sărmaș, și oarecum în jurul acestei comisii de IT să o facem, pentru că nu trebuie înțeles ca fiind o luptă împotriva roboților sau a digitalizării, ci trebuie făcută trebuie oferită o alternativă și trebuie îmbunătățite serviciile care sunt furnizate românilor. Că până la urmă, aici e discuția. Timpul de așteptare și calitatea serviciilor care sunt oferite. Așteptăm peste tot. Așteptăm peste tot. Așa este. Este o stare... Important este să așteptăm cât mai puțin. Asta e important și ați văzut că și acum a apărut acea discuție cu casele, da. Cu self-service-ul în exact. Hipermarketuri. Și aici, poziția noastră e foarte clară. Până la urmă, e nevoie de o perioadă de adaptare. Lucrurile astea nu se fac peste noapte. E vorba de rezistență la schimbare, e vorba de persoane care nu sunt deprinse cu tot ce înseamnă partea asta de scanare, dar nu mi se pare nici corect și nici oportun să impui o taxă suplimentară pentru că se trece pe zona asta de self-service. Pentru că, dacă ne aducem un pic aminte, că noi când eram copii, ca să putem să dăm un telefon, aveam nevoie de o centralistă. Și sunam într-o centrală și centrala ne făcea legătura. Cu timpul am trecut în sfera asta digitală și acolo. Și ușor, ușor, oamenii care au lucrat în zona aia au făcut o reconversie profesională și au găsit locuri în altă zonă. Plus că am văzut că a apărut în spațiu public această idee, domnule, dispar locuri de muncă. Păi, dispar locuri de muncă. Ori compania care a făcut acest pas a spus foarte clar că asta nu înseamnă reducerea locurilor de muncă. Înseamnă sau disponibilizarea persoanelor. Înseamnă o reîncadrare sau o relocare pe alte departamente. Și asta cine este... Cine garantează lucrul acesta? Pentru că, vă mai spun un aspect, și când vorbim despre digitalizare, noi ca stat vrem să ne digitalizăm, să toată zona de stat să fie digitală. Dar cu oamenii care lucrează în momentul ăsta, ce facem? Pentru că, ok, ne digitalizăm. Vom avea ghișeu unic digital la fiecare primărie în parte. Există acolo niște oameni. Pentru oamenii respectivi trebuie găsite programe de reconversie profesională. Trebuie să ne gândim mai departe ce facem. Trebuie să privim oamenii ca resursă extrem de importantă pe care o avem în viitor. Ori noi dacă vorbim doar despre digitalizare, dar nu vorbim și despre reconversie profesională și nu vorbim despre oameni, nu ne atingem până la urmă scopul nostru, acela de a guverna o țară și de a oferi condiții mai bune oamenilor. Că nu vom avea un sistem digital, dar vom avea o categorie probabil foarte mare de oameni care vor avea nevoie de sprijin pentru a se integra pe piața forței de muncă în alte zone. Da, și cu Ion cum rămâne, domnule? Ați vorbit cu Ion? N-am avut că ați avut și o întâlnire cu premierul Nicolae. Nu era până atunci. Și la câteva zile a apărut la Ion. La momentul respectiv nu era Ion acolo. Mă gândesc că l-ați găsit în birou. Nu era. Am înțeles. Nu era Ion, dar este un proiect, e un prim pas pentru partea aceasta de tehnologizare. Ați văzut că a apărut acum acel chat GPT, dacă nu greșesc, care îți oferă șansa. Mă duc cu discuția sau cu gândul în altă parte, a zis ceva de GPT. Da. Mă rog. Este această platformă care îți oferă posibilitatea de a printr-o interacțiune cu o inteligență artificială de a crea tot felul de materiale și de documentare.
Dar dumneavoastră ați înțeles ce vrea Ion de la noi sau ce vrem noi de la Ion? Recunosc că nu sunt atât de pregătit pe zona, pe zona aceasta digitală, dar eu sunt un pic mai pe interacțiune, sunt adeptul interacțiunii cu oamenii, mai puțin cu partea asta de tehnologie. Dar, într-adevăr, cred că e mult mai... Cred că e un pas înainte. Ați văzut că, până la urmă, a fost știre la nivel mondial că avem un consilier din zona inteligenței artificiale. Da, care am înțeles că a început cu... de fapt, încălcarea unui copyright cu o fotografie. Da, am înțeles că a fost o fotografie folosită de la primăria Ciugud, dacă nu. Da, probabil și asta este o metodă de a promova, de a-l promova pe Ion, care, da. Că, dacă te uiți în oglindă, este de fapt noi. Se citește noi. Da, n-am apucat, v-am zis, să mă documentez pe speța Ion. Da, m-am documentat pe speța Ion al lui Rebreanu, dacă e nevoie. Da, l-așteptăm și pe Ion la noi, că o să înceapă caravana Ion. Și, până atunci o să ne consolăm cu Ion al lui Rebreanu. Votați acolo, îl votați pe Ion să vină în orașul nostru, la Buzău. Da, e o experiență, da. Să aibă o discuție, nu știm cu cine. Orice discuție e binevenită, oricând. Da. Domnul Avramescu, înainte de a vă întreba, de fapt ce mă răcăie foarte mult, în ceea ce privește un eveniment de astăzi, de fapt două evenimente au avut loc astăzi, să ne spuneți, aseară ați participat la o gală? Gala CONAF. Da? Da, este Gala Antreprenoriatului Feminin. Este o confederație care reunește în jur de 3500 de agenți economici, de antreprenori. Eu am luat de curând contact cu această zonă, cu această confederație, și mi se pare că este o confederație extrem de dinamică, care integrează foarte multe segmente de activitate și, în afară de asta, modul în care promovează inițiativa feminină în contextul în care se vorbește la nivel european despre egalitate de gen, despre egalitate de șanse, despre cote de gen în administrația publică, despre cote de gen în Parlament, cred că este extrem de benefic să redăm, până la urmă e vorba de o redare a unui loc extrem de important pe care trebuie să-l aibă femeia în orice societate. Și noi avem și în Parlament o astfel de inițiativă. Știu că a mai fost și acel proiect cu reprezentare în Consiliul de Administrație de peste 30% a reprezentarea femeilor și cred că e nevoie în momentul de față de o împrospătare a modului în care s-a făcut și politică, dar și business în România. Da, am văzut că ați participat și la alte evenimente, de această dată la Buzău, organizate de CONAF. Cam care este atmosfera în rândul femeilor de afaceri din Buzău? Este o acțiune la început. De cele mai multe ori, orice astfel de inițiativă aflată la început are nevoie de câțiva pași pentru a se ridica și a merge după aia pe picioarele ei. Dar modul în care a fost primită și modul în care au început să vină oameni către această organizație, cred că e un pas extrem de benefic pentru Buzău. Și în afară de asta, mai e un aspect. România a fost una dintre, cred că a fost printre primele țări care a permis femeilor accesul în zona de administrație. În legea unificării administrative din 1925 se prevedea ca la nivel de orașe sau de municipii să existe o femeie tot timpul în aceste consilii, să aibă această reprezentare. Și cred că este, până la urmă, e o chestiune firească și ea trebuie să se întâmple. Până la urmă, eu mă uit la noi în partid. La noi, în partid la Buzău, femeile sunt majoritare. Sunt peste 65% dintre membrii sunt femei. Așa că ar trebui să facem o organizație a bărbaților, dacă vorbim. Da, în rândul celor aleși nu prea sunt femei. Da, așa este. Noi cu greu, atunci când am făcut Liga Aleșilor Locali, pentru a avea să avem o reprezentare de gen în structura de conducere, cu greu am găsit femei, pentru că fie n-au fost tentate să intre în politică. Eu știu că am avut și problema asta atunci când am întocmit listele pentru parlamentare. Nu
prea au dorit să intre în această luptă politică. A dorit o doamnă care voia să revitalizeze zona Vadul Pas. Lăsând deoparte produsele de import, eu vorbesc aici pe plan local, pentru păi că... Păi da, pe plan local a candidat, pentru doamnă. Că a fost și... a fost o reticență legată de modul în care se vor desfășura lucrurile ulterior, dar până la urmă cred că am demonstrat în acești 2 ani de când am preluat organizația de la Buzău că femeile sunt extrem de importante și chiar sunt extrem de prezente în viața politică a organizației PNL. Da, am văzut că e tot mai activă organizația de femei a PNL. Și organizația de tineret, care tot așa este o prezență feminină covârșitoare acolo. Și apropo de tineret, astăzi a avut loc târgul educațional, nu știu... Dacă e doar astăzi, nu? Astăzi a fost, astăzi, da. Bun, târgul educațional organizat de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, care de anul trecut, nu? Are... Din 2021. Prima serie a fost în 2021. Da. Da. Dar începe să-și spună cuvântul, practic, în mediul universitar din Buzău. Reamintim, acum vă ridic mingea la fileu, că noastră trebuia să spuneți că, domne, a fost la inițiativa noastră în campania electorală, am zis că aducem universitatea la Buzău și ați adus-o. Noi în campania electorală, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre 3 mari chestiuni. Prima a fost aceasta legată de universitate. A doua era un proiect pe care și-l dorea toată comunitatea din oraș și practic nu era nici proiectul nostru, nu era nici proiectul colegilor noștri de coaliție, era până la urmă un proiect pentru Buzău, care fusese blocat la un moment dat, acela cu banca de resurse genetice vegetale, și al treilea proiect despre care am vorbit, proiect major, a fost autostrada. Că în campanie chiar am avut un material la domnul ministru al transporturilor de la vremea aceea, în care ne prezenta sectoare de autostradă și care vor fi pașii. Mulți au zis atunci că sunt doar promisiuni de campanie. Banca de resurse genetice a devenit operațională, cred că din 2021, din mai parcă. Universitatea Dunărea de Jos a început să înscrie primii studenți din toamna anului 2021 și autostrada A7, cred că anul viitor va fi gata și vom circula pe ea până la București. Nu m-aș grăbi să... Da, mă rog, nu știu dacă vom avea și acest ciot de la Buzău până la Pietroasă. Poate partea Umbrărescu să fie... E problema aceasta cu lotul 3, practic, de pe segmentul Ploiești-Buzău, unde nici acum nu a fost semnat contractul. Deci nu e acoperit. Și acolo este în întârziere. Și, practic, sper să nu avem, așa cum spunea Vlad Pufu, autostrada ciuntită sau Știrba Buzău. Știrba, da. Sper să nu fie cazul. Eu sper ca cei de la CNAIR să rezolve repede problemele acestea, pentru că au dat dovadă că pe celelalte segmente chiar a mers treaba foarte bine. Dar ca în orice instituție au lucrat și cu materialul clientului. Da, materialul clientului plus legislația, care încă nu este... făcută în așa fel încât să nu avem aceste tergiversări, da? Cu contestații peste contestații, procese și așa mai departe. Știți ce se întâmplă și pe partea de legislație? Că asta am și data trecută. E vorba de transpunerea acestor directive. Că a fost făcută mai bine sau mai rău, asta se vede în piață. Noi trebuia să avem o legislație a achizițiilor publice care să fie aliniată la nivel european. În afară de asta, la fiecare contestație de acest gen s-a introdus acea cauțiune, tocmai în ideea de a descuraja orice acțiune de tergiversare. Faptul că acolo există în momentul ăsta acele contestații, sunt litigii la CNSC, reevaluări și toate astea, acolo până la urmă ține și de comportamentul economic al fiecărui agent economic care dorește să participe. Nici autoritatea contractantă nu poate să încalce legea, să vină fie cu o negociere directă sau să meargă pe altă soluție. Noi am avut, cred că anul trecut am avut acea inițiativă de a modifica pragurile la achiziții și am încercat să mergem pe zona de achiziții directe, undeva într-o zonă mai mare la contractele de lucrări, dar tot n-ar fi fost îndestulător pragul pentru valoarea acestui segment de autostradă.
Acum fiecare stat și-a adaptat aceste praguri în funcție de realitățile socio-economice pe care le are. Bun, revenind la Târgul Educațional, cu ce mesaj ați venit în fața viitorilor studenți sau celor care vor, au rămas aceleași specializări? Anul acesta se va introduce vreo sunt aceleași specializări, doar că de anul acesta vor fi și programe de masterat. Vor fi programe de masterat pe zona de industrie alimentară și sper să fie un program de masterat pe zona economică. Suntem în discuții pentru o licență suplimentară pe partea de administrație publică în funcție de locurile pe care le vor avea ei la Galați, dar ca și necesitate este extrem de important să încercăm să creăm, și aici trebuie să se așeze toți factorii locali la masă, pentru a crea licență pe zona de industrie alimentară. Pentru că e nevoie de specialiști în zona de industrie alimentară, e nevoie de specialiști atât de nivel de calificare înaltă, dar e nevoie de specialiști și, cum erau înainte la nivelul școlilor post-liceale, tehnicieni, laboranți și tot ce se mai forma pe acest profil tehnologic. Pentru că este învățământul dual o variantă. Da, învățământul dual, așa cum este el în momentul ăsta, nu prea ajută extrem de mult zona economică. Și aici e încă această discuție legată de legile educației și de modul în care ele vor fi integrate cu piața muncii și după aia cum vor reuși să-și găsească agenții economici forță de muncă. Învățământul dual are rolul lui și sunt tineri care și-au găsit loc de muncă în urma absolvirii învățământului dual. Problema se pune la nivel superior. Adică cât de specializat să fii într-o meserie și nevoia acestor oameni specializați în societate. Eu am fost la câțiva agenți economici mai mari din zona de industrie alimentară din Buzău săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, și tocmai asta am discutat, că totuși în industria alimentară se lucrează cu niște utilaje mai mari, cu un nivel mai mare de specializare. Și zona asta de ucenicie nu poate să deservească, așa cum este ea gândită în momentul ăsta, sau să servească nevoii pe care o au agenții economici în momentul ăsta. Și tocmai de asta e nevoie de o specializare pe care o făceau înainte filierele școlilor profesionale și ale școlilor post-liceale, dacă era cazul acelor meserii de tehnicieni. Pentru că la zahăr nu mai sunt tehnicieni, la ulei găsești foarte greu tehnicieni, la bere să găsești foarte greu tehnicieni pe zona de automatizare. Și să aduci un tehnician din afară să vină să lucreze în România, sunt costurile extrem de mari. Și nu știu cât de rentabile vor deveni după aia produsele pe care le avem. Dar e datoria noastră să încercăm să găsim soluții pentru aceste mari companii care oferă locuri de muncă. Așadar, Universitatea Dunărea de Jos din Galați rămâne la Buzău cu 3 facultăți. Drept, agricultură și educație fizică. Educație fizică și sport, da. Au succes? Din ce știu eu, au avut chiar și concurență și au avut... Chiar dacă a fost un concurs de dosare, știu că au fost înscriși destul de mulți pe loc și au avut succes. Și sper ca și programele de masterat să aibă succes, pentru că e nevoie. Și e nevoie să ținem tinerii, odată că trebuie să-i ținem acasă. De altfel și la recensământ se dovedește clar această tendință de scădere a natalității și a numărului de locuitori. Și în afară de asta, trebuie să oferim și șansa de a urma o facultate și de către copiii care provin din familii care nu își permit să-i țină în centrele universitare mari. Pentru că ăsta e adevărul. Sunt copii foarte buni și sunt mulți dintre ei din mediul rural, dar părinții nu își permit să-i țină în București chiar sau la Galați, pentru că vorbim de cazul Galațiului, și până la urmă e bine că ai o facultate aici, acasă, și pot să-și urmeze cursuri. Da, acesta a fost un eveniment, iar în cadrul evenimentului s-a întâmplat un eveniment. V-am văzut în pozele postate pe pagina de Facebook cu domnul primar în spate, la prezidiu. Nu, lângă. Eu vorbesc de pagina noastră de Facebook.
A, pe pagina universității este chiar... Pe pagina... Bun, chiar a, cum deci eram la prezidiu, unul lângă altul. Cum s-a întâmplat acest lucru? Bine, v-ați nimerit că ați fost invitați amândoi, bănesc. Cum ar, dar... spune, cum ar spune, acum trebuie să-l citesc pe prorector, educația unește. A, am înțeles. Eu cred că atunci când vorbim despre viitorul copiilor și despre viitorul unei întregi generații, trebuie să lăsăm orgoliile politice deoparte și chiar am discutat cu domnul primar despre proiectul pe învățământ dual de la Buzău. Trebuie să recunosc, este prima discuție de 2 ani de zile încoace. Deci o premieră asta. Este o premieră și cred că putem să avem o discuție cel puțin în zona aceasta de educație, pentru că dacă nu vom reuși să mișcăm lucrurile împreună, nu va ajuta pe nimeni, nu va fi de folos nimănui. Și chiar în discuția pe care am avut-o, dumnealui a spus că va participa la o discuție, va pleca la o discuție cu ministrul educației, cu doamna Deca. Acum, eu zic că e un prim pas, că trebuie să avem aceste discuții până la urmă în uitându-ne la viitorul orașului, că nu va ajuta pe nimeni dacă orașul ăsta va rămâne fără tineri care pot să creeze plus valoare aici. Degeaba facem proiecte multe, pe bani foarte mulți, dacă nu va avea cine să beneficieze de ele. Și atunci, că ne place, că nu ne place, trebuie să avem aceste discuții. Poate și noi avem idei bune, exact ce am mai spus. Domnul primar vine dintr-o zonă specifică, zonei liberale din mediul de afaceri și până la urmă trebuie să ne întâlnim la un anumit punct să avem aceste discuții. Așa cum și la nivel național au existat aceste discuții, e normal să existe și aici până la urmă. Spuneți-ne din culise, cine a inițiat dialogul acesta? Cred că a fost... Eu am mers... Este reciprocă, deci n-a fost o tensiune dinainte. Adică, nu, eu am mers la... Știu foarte bine, ca să recapitulăm atacurile reciproce, eu am ajuns prin intermediul presei. Haideți să vă spun exact cum a fost. Eu am ajuns la 10 și 25, domnul primar deja ajunsese acolo. Când am ajuns, l-am salutat și după aia ne-am salutat reciproc și am mers împreună după aia la prezid. Și între timp ați discutat. Și între timp am discutat, da. Am înțeles. Ați mai pus și altceva la cale? Nu, altceva n-am mai pus la cale, dar cred că putem să inițiem și acel dialog pe proiectele despre care am vorbit noi. Și aici mă refer la parcul industrial, pentru că iată că e primul pas făcut cu educația. Este după aia proiectul acesta cu Transbuzul, care deservește toate localitățile din jur pentru agenții economici. Și tocmai pentru a dezvolta zona asta e nevoie de un parc industrial și cred că putem să avem discuția asta pe parcul industrial. După aia mai e proiectul nostru, acela cu stimulentul financiar pentru nou-născuți, care poate să fie și el acordat. Pe de altă parte, nu văd nimic rău în a critica atunci când există lucruri care sunt făcute în zona de administrație, care nu sunt făcute corect din punctul nostru de vedere. Și mi se pare normal să existe și opoziție într-un oraș în care avem un primar ales cu 80%. Nu ați avut timp să abordați și alte subiecte? Sau nu, n-a fost... I-ați aruncat ceva, o critică, mă rog, într-un mod diplomat, că sunteți față în față, nu puteți să fiți. Sau invers, v-a criticat pentru ceva? Nu a fost timp. Ce te legi de mine? Sau cum? Nu a fost timp pentru mai multe discuții, pentru că dumnealui pleca la acea întâlnire. Pe de altă parte, și domnul primar e un om matur și eu sunt un om matur și înțelegem foarte bine cum e treaba și cu zona asta de proiecte și de opinii diferite și până la urmă ați văzut și la nivel central. PSD-ul susține impozitul progresiv. Tocmai ce urma să vă întreb. Noi susținem vă vedeți cota unică. Susținându-l pe primarul Constantin Toma, apropo de discuția din capitală. Este prematur. E prematur, dar sunt niște scenarii. Sunt scenarii, sunt mai multe scenarii. Dacă mi-aduc aminte vremea USL-ului în 2012,
au fost liste comune, dacă despre liste comune discutați, doar la Consiliul Județean și la Consiliul Municipal. În rest, s-a mers separat. Dar vă spun, nu cred că se pune problema în momentul de față de aceste liste comune despre care se tot vorbește. Sunt scenarii. Sunt scenarii cum sunt și cele legate de comasarea alegerilor, sunt scenarii cum sunt și acestea legate de liste comune sau de alianță. Nu avem de unde să știm cum vor evolua lucrurile în următorul an, pentru că avem un război la graniță. Ori dacă poate se termină războiul în 3 luni de zile, sau poate se termină în 3 ani de zile. Nu avem cum să anticipăm momentul ăsta. Și tocmai de asta cred că e nevoie să dăm dovadă de responsabilitate. Iar modul în care eu percep responsabilitatea mea ca președinte de organizație este de a avea în fiecare localitate o organizație PNL puternică. Pentru că în momentul 2020 știți foarte bine ce a fost aici. Și tocmai de asta e nevoie ca și intrând într-o alianță, să zicem, înainte sau după alegeri, noi trebuie să avem o organizație cu care să putem să negociem. Că dacă noi nu ne implicăm și vom avea niște rezultate slabe, e clar că nimeni nu va sta să negocieze cu noi. Pe de altă parte, dacă vom avea niște rezultate bune și vom putea să, și vom conta în această economie politică a județului, e clar că vom putea să discutăm despre majorități. Este firesc. Dar dacă la Buzău, în municipiu, noi am avut la Consiliul Local 14% și PSD-ul a avut 60%, n-au avut nevoie de majoritate. Tocmai de asta trebuie abordat diferit, pe scenarii. Și toate scenariile în momentul ăsta sunt puse pe masă. E normal să gândești așa. Cine spune că merge doar pe o singură linie, în politică este inconștient. Da. Este foarte clar. Politică se poate întâmpla orice. Este foarte clar că trebuie să ai toate scenariile deschise pentru orice discuție. Inclusiv să vă vedeți susținându-l pe primarul. Singura variantă pe care trebuie să mizăm noi pentru toate aceste scenarii este de a avea o organizație puternică. Pentru că niciodată, și e vorba aia că în politică să nu spui niciodată, dar niciodată nimeni nu va ține cont de tine dacă nu ai niște rezultate sau dacă ai stat în genunchi. Nu te poți duce la o negociere stând în genunchi. Întotdeauna trebuie să discuți de pe poziții de egalitate. Și mie mi se pare firesc să putem să discutăm peste un an de zile, la sfârșitul anului viitor, de pe poziții oarecum de egalitate. Sunt convins că în momentul ăsta PSD-ul este un PSD la Buzău foarte puternic, care va avea premierul și președintele la nivel național. Dar dacă noi suntem serioși și vom putea să reprezentăm o alternativă, să venim cu niște proiecte serioase pentru Buzău și nu numai în oraș sau în județ, în fiecare comună, eu cred că oamenii deja au depășit nivelul ăla de să lasă influențați de o sticlă de ulei și o pungă de zahăr. Nu mai există treaba asta. Și nici legenda asta că vine cineva și le dă 100 de lei înainte de alegeri, nu cred că va mai pune problemă. Pentru că eu știu de ce oftați, pentru că asta ni se spune în foarte multe locuri. Dar sunt locuri în care am mers sau se vorbește treaba asta, sunt locuri în care nu s-a vorbit treaba asta. Eu vă pot spune un singur lucru. Că eu n-am făcut și nu voi face niciodată treaba asta. Cine se așteaptă la mine sau la Vlad Pufu să mergem să oferim vreodată ceva ca să ne voteze, se înșeală mare. Noi nu facem așa ceva. Prefer să mergem acasă și asta v-am spus de la început. Nu ăsta este un mod de a face politică, pentru că este cel mai periculos mod de a face politică. Persoanele care fac treaba asta să vină să ofere, cum am auzit acum, 10.000 de lei să ducă să înscrie într-un anumit partid, persoanele alea trebuie să-și recupereze după aia investiția. Cum și-o recuperează? Vânzându-și sufletul? Libertatea? Ce negociază la schimb? Întotdeauna când accepți astfel de cadouri otrăvite, trebuie să dai ceva la schimb. Ce dai la schimb? Libertatea? Eu cred că libertatea este de neprețuit.
Și tocmai asta trebuie să înțeleagă fiecare în parte. Cine crede vreodată că se mai poate face politică așa cum se făcea prin 2008, cu pături aruncate peste gardurile oamenilor cu 100 de lei în pătură, să înșea la mare. S-a terminat cu asta. Și ați văzut și acum. Sunt zbateri, stânga, dreapta, să fie sănătoși. Noi ăștia suntem împreună, suntem uniți, suntem o echipă serioasă, sudată. Noi nu mergem să mințim oamenii sau să le spunem, domnule, lasă că dacă ieșim noi, te punem director nu știu unde. N-am făcut de tarabă din partidul ăsta, nu am făcut niciodată discuții de genul ăsta legate de niște avantaje financiare. Nu există așa ceva. Și tocmai de asta, și asta vă pot confirma, toți președinții noștri de organizații, toți sunt oameni serioși și de fiecare dată am încercat să găsim cele mai bune soluții. Noi nu aducem oameni în partidul ăsta să-i cumpărăm sau să-i plătim. Nu așa se construiește o organizație. Bun, suntem la finalul emisiunii. Până la urmă, cum a rămas cu domnul primar? Urmează să vă întâlniți? Da, sau... probabil săptămâna viitoare vom avea o discuție. Ați stabilit de comun acord să aveți o întâlnire? Există varianta telefonului. Bun, deci este un prim pas sau este o împăcare? Nu ca să vă întreb mai pe românește. Este un prim pas spre o discuție. Spre o... Până la urmă să avem o discuție legată de proiectele pe care noi le avem pentru Buzău și să vedem care dintre ele pot fi acceptate de administrația. Rămânând în continuare, înțeleg, și pe zona critică atunci când este nevoie. E firesc. Până la urmă, noi suntem în opoziție. Dar exact cum avem o relație în zona Consiliului Județean, în care au fost acceptate și proiecte de ale noastre, și discutând, acum știți foarte bine că am fost un critic și aceea ce s-a întâmplat pe DG203K, că din ce știu eu, nici acum nu e gata și parcă avea termen de recepție sfârșitul lunii martie, dar trebuie să mă mai uit încă o dată pe documente și să solicit încă un punct de vedere de la Ministerul Dezvoltării ce se întâmplă acolo. Așa cum au fost acceptate o serie de proiecte acolo, cred că pot fi acceptate o serie de proiecte și aici, pentru că noi reprezentăm acei cetățeni care au votat Partidul Național Liberal. Și ei trebuie să fie reprezentați. Ori în momentul în care acest segment liberal, antreprenorial din municipiul Buzău nu are o reprezentare acolo care să poată să vină cu niște proiecte, e clar că e o segregare a acestui electorat care nu își poate promova astfel de proiecte. Și sper să existe suficientă deschidere în zona de primărie să putem să avem și aceste discuții. Poate o să vă vedem împreună și la o emisiune de la Campus TV. Eu mi-am exprimat disponibilitatea de fiecare oră. Dacă tot s-a făcut primul pas astăzi și a fost această premieră, poate o mutăm și în studioul nostru. Eu vă spun de acum că sunt prezent, n-am nicio problemă. Mulțumesc și succes în tot ceea ce faceți. Și eu vă mulțumesc. Seară bună. Le mulțumim celor care ne-au urmărit. Să aveți o seară excelentă. La revedere, toate cele bune.